ziua! Bună ziua! Suntem din partea echipei surprize la domiciliu, o căutăm pe doamna Lidia. Dumneavoastră sunteți doamna Lidia? Da, dragă. La mulți ani. Mulțumesc. Aveți o surpriză din partea cuiva drag? Haideți să descoperim. Poftiți-mă. Bună ziua! Bună ziua, la mulți ani! Mulțumesc! Sărbunile! Oare vă imaginați în fața cu este surpriza? Nu? Nu. O să descoperim încet, încet. Șampanie, aveți acolo? Și o să încep cu un mesaj din partea cui v-a făcut surpriza. Din partea noastră vă dorim sincer la mulți ani și multă, multă sănătate. Numai o secundă, vă rog. Mulțumesc. Dragă mamă, brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Inima ta m-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi blânzi au devenit aspri când a trebuit să-mi învăț lecția de viață. Puterea și dragostea ta m-au îndrumat și mi-au dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Mulțumesc! Mesajul este din partea lui Marieta și a lui Virgil, copiii dumneavoastră care vă doresc din suflet la mulți ani și noi echipa surprize la domiciliu vă dorim din suflet un sincer la mulți ani și multă, multă sănătate. Și din partea lor aveți o dedicație muzicală. Vai, vă mulțumesc frumos! Că astăzi e ziua ei, că astăzi e ziua ei. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți eu mă-mbrățișa, la mulți ani, măicuța mea. Tu-ți vei șterge lacrima și-ți va zâmbi inima, mamă, astăzi e ziua ta. Și vă dorim din suflet să vi se îndeplinească toate dorințele. Vă pup!